Asta acasă are avantajele sale, cum ar fi faptul că nu trebuie să folosești pantofi, putem sta toată ziua în papuci sau sandale, sau desculți. Singurul dezavantaj este că șosetele devin negre și greu de spălat. În acest articol vă sugerăm 3 metode ecologice care albesc șosetele murdare și le fac să pară noi. Prima metodă de albire a șosetelor. Pentru a aplica prima metodă aveți nevoie de 2 linguri de sare și 1 litru de apă caldă. Amestecați ambele ingrediente împreună. Apoi înmuiați șosetele și lăsați-le să se odihnească timp de aproximativ 10 minute. Pentru a crește eficiența puteți adăuga câteva picături de detergent pentru rufe. Se spală și se clătește cu apă rece. A doua metodă. Aveți nevoie de 250 ml de suc de lămâie și 1 litru de apă caldă. Trebuie să le amestecați bine înainte de a înmuia șosetele timp de aproximativ 45 de minute. Apoi clătiți și uscați la soare. A treia metodă. Ingredientele celei de-a treia metode de albire a șosetelor murdare sunt, de asemenea, ecologice. 2 linguri de bicarbonat de sodiu și 1/2 de lămâie. Udăți șosetele și pune bicarbonat de sodiu și lămâie pe pete. Frecați ușor. Apoi așteptați 10 minute și clătiți cu multă apă. Deși poate părea greu de crezut, aceste metode ecologice ne permit să avem șosete albe și ca noi.